sunt Scarlett. Ora, soții, Dănciulescu, astăzi este ziua lui Mihai. La mulți ani, Mihai, bine. Mulți. Ce, să nu spui că scoatem un tort, Doamne ferește, dacă și la rocări așa... Am crezut că nu mă la... Dar de ce? Că și nouă ne place dulcele și mâncăm un tort cu voi dacă... Eu am crezut că e o ladă de bere, fără acolo... Bă, uite, bă, rocăre care bea o bere, mă, mânca dulce. De sâmbătă se tot bea. Devine, pardon. Devine se tot bea. Să nu zicem asta la televizor, se aniversează. Se aniversează, se aniversează. Dar că știi, ia ține, Mihaiță, la mulți ani, să ne trăiești. Ia, la mulți ani, Mihaiță, n-am găsit... N-am găsit lumânare și ți-am făcut o... E o vorbă, ce mi-ai luat cadou de ziua mea? Ți-am luat un tricou, știi? Foarte bine, mulțumesc tare mult. Și pentru Dani. Că m-am gândit să treceți și la alte culori. Da, e foarte complicat, adică e pe... E pe desen, mai pe rocăreală. E mai pe să vă facă plăcere să-l poartă și Dani la enduro, că merge negru, se spală ușor. Se spală ușor negru. Scarlett. Mulțumim tare mult, știu că vă așteaptă o vară plină de festivaluri. Sperăm că ne-am îngrășat, ne-am odihnit, că nu știu ce s-a întâmplat. Era Crăciunul, am strănutat, a trecut Paștele, e sfârșitul mai. Da. A trecut toată perioada asta, în timp habar n-avem, dar vine vara, bine-mi pare, mai dăm și noi burticile jos. Așa că veniți alături de noi la festivaluri, că avem și România 2, până acum programate, unul în Bicaz și unul în Vama Veche. Și pe afară? Și pe afară avem și în Bulgaria și în Cehia, dar intrați pe Facebook sau pe Instagram și pe YouTube, pe Spotify, să ascultați melodiile noastre și vedeți acolo tot programul, că nu fac reclamă neplătită. Da, iată. Știu despre tine că ești primul moderator internațional la un mare festival din Europa de muzică foarte rock aproape. Și un radio care... Deci radioul e un festival foarte mare, cel mai mare, care se numește Wacken Open Air. Acolo vin... și 500.000 de oameni la 3 zile de festival. Mamă, da, e cel mai mare festival de metal și sunt primul moderator internațional al radioului Wacken Radio. Adică acest festival se ține în Germania, în satul Wacken, care a și fost denumit așa după măreția acestui festival care de fapt după ce s-a întâmplat a devenit oamenii au rămas acolo. Și este în Germania și toți moderatorii a Wacken Radio care difuzează muzica trupelor care cântă de atâția ani pe scena Wacken. Ce ziceam? Sunt nemți, ei vorbesc în germană. Așa. Și eu sunt primul moderator internațional, să am emisiunea care se numește Go Wild și este în engleză și țin foarte tare să difuzez, de fapt, muzică care nu s-a cântat neapărat la Wacken Radio și care să susțină trupe metal atât din România cât și din Bulgaria, Ucraina, Ungaria, adică a Europei de Est, care ajunge mai... puțin ușor în partea... Deci dacă aveți nevoie de niște șpăgi, eu zic aici, la moderator. Da, veniți la mine! Vine cu discurile, da.